Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook. Invitatul meu astăzi este politologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP. Bun venit în Piața Victoriei! Mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor celor care ne ascultă și ne discutăm despre o scenă politică dominată de turbulențe în perioada asta, de la fricțiunile din coaliția de guvernare, tot mai des în ultima vreme, până la gesturile dominate din ce în ce mai mult de agresivitate ale celor de la AUR și până la degringolada din USR Plus. Și aș începe cu ce se întâmplă în AUR, domnule Ștefureac. Ajunsă pe locul 2 după toate sondajele, Alianța pentru Unirea Românilor e permanent subiect de scandaluri publice. Până acum erau generate mai mult de declarațiile liderilor, de contondența, eu știu, conținutului acestor declarații. Am avut acest gest de agresivitate la propriu, de agresiune fizică îndreptată împotriva unui ministru la tribuna Parlamentului. E strategia de creștere a celor de la AUR, după dumneavoastră? Asta vom vedea din ce în ce mai des de acum încolo? Cu siguranță este una din tacticile utilizate de către acest partid, de către reprezentanții acestui partid, pentru a câștiga vizibilitate și pentru a-și consolida mesajul populist, mesajul uneori cu tente extreme, care într-o perioadă marcată de criză, de crize suprapuse, criză pandemică, criză socială, criză economică, evident că are o audiență mai mare. Un astfel de fenomen, respectiv, haideți să spunem, creșterea nu doar a vizibilității, ci și a susținerii pentru formațiunile, vocile, vectorii care transmit mesaje populiste, acest fenomen, deci de creștere a adeziunii, este cumva o axiomă în regimurile democratice. De fiecare dată când se întâmplă perioade de criză majoră, criză, așa cum spuneam, economică, socială, sanitară, în cazul nostru, vedem o creștere a unor astfel de formațiuni, nu doar în România, ci și în alte state democratice. În cazul specific al AUR, într-adevăr, haideți să spunem că liderii acestui partid sunt extrem de, sau par extrem de bine pregătiți în a utiliza instrumentele moderne de comunicare, odată, respectiv în principal rețelele sociale, pe de altă parte, și vedem un întreg arsenal foarte bine pus la punct de care combină mesajele scrise, postări, video, interactivitate foarte mult, o diversitate a mesajelor, dublată evident de o agresiune suplimentară care nu face decât să atragă atenția și care, din păcate, aduce în viața publică românească agresivitate, violență de limbaj, posibile și violențe fizice, din păcate. Sperăm să nu escaladeze lucrurile și pentru că altfel, sigur, vom intra într-o nouă fază pe care cred că poate fi periculoasă pentru regimul democratic din România. Care ar putea fi această nouă fază? S-ar putea ralia, nu știu, unor gesturi de violență publicul larg, simpatizanții AUR? Pentru că noi știm că a mobilizat lumea pentru sfârșitul acestei luni la un meeting în capitală, au mobilizat cei de la AUR. Și atunci întrebarea e, la fel, se urmărește o demonstrație spectaculoasă de forță. Ei au mai confiscat momentul 21 decembrie, ducându-se și forțând intrarea în Parlament. Mă gândesc că poate în 27 februarie o să încerce să pară ca meetingul, faimosul meeting al diasporei din 2018, să provoace eventual de data asta ei forțele de ordine la o agresiune, ca să aibă motiv să se victimizeze. Acum n-aș vrea să facem niciunei formațiuni politice încă democratice din regimul nostru democratic un proces de intenție. Cred că dreptul la manifestare publică este garantat oricărui cetățean, inclusiv membrilor simpatizanților AUR. E adevărat, am avut acele escaladări în decembrie, total nefericite,
La fel de adevărat le-am văzut și în alte democrații, le-am văzut în Statele Unite, le-am văzut la Washington, le-am văzut și la Bruxelles, cred că în urmă cu vreo 2 săptămâni, și acolo e adevărat provocate de formațiuni cu un mesaj mai degrabă în zona extremistă. Repet, dreptul la protest, dreptul la manifestare este totuși liber în România și trebuie garantat și respectat, însă riscurile de escaladare sunt de asemenea foarte mari, iar liderii politici, mai ales liderii politici legitimi, aleși până la urmă în Parlamentul României, au o responsabilitate suplimentară față de orice cetățean omișnuit, față de mine, față de dumneavoastră și față de toți ascultătorii care ne urmăresc în acest moment. Există o responsabilitate suplimentară a liderilor politici, aceea de a nu încuraja la escaladarea tensiunilor, a nu încuraja manifestări violente, iar dacă nu fac acest lucru, evident că trebuie să-și asume și responsabilitatea pentru eventuale evenimente nefericite. Nu poți să organizezi un meeting și apoi să fugi sau să dai din numeri nevinovat, indicând faptul că, eu știu, niște au agresat forțele de ordine, au provocat cine știe ce evenimente. Nu e absolut deloc în regulă, mai ales atunci când conduita ta publică, și ați amintit episodul nefericit din Parlament din urmă cu 2 zile, când conduita ta publică tocmai asta încurajează la manifestări dincolo de cadrul calm, rezonabil de exprimare și dialog. Bun, acum întrebarea e pentru cine e acest gest de forță făcut în Parlament, de pildă? E pentru nucleul dur deja existent sau are potențialul să mai aducă noi simpatizanți pentru AUR în contextul ăsta de nervozitate totuși din viața românească? Din cauza pandemiei, din cauza economiei, din cauza nesiguranței și așa mai departe. Aici am văzut foarte multe poziționări dinspre analiști, comentatori, politologi, sociologi, care sugerau că un astfel de gest, sigur, populist, va determina rapid o creștere semnificativă a susținerii pentru AUR. Recunosc că părerea mea este chiar total opus acestor puncte de vedere și rămâne să vedem ce ne va arăta viitorul. Cred că da, poate pe termen scurt, foarte scurt, profitând de acest context tensionat din societatea românească, marcat de niște realități, pe de altă parte evidente, creșterea facturilor care apasă foarte greu pe o parte importantă a populației cu venituri mici, foarte mici. Bogăția în România este distribuită profund inegal și trebuie să ținem cont de acest lucru. Însă, ca poziționare strategică pentru acest partid, lipirea etichetei de formațiune care promovează violența în spațiul public va lipsi, va frâna, cred, perspectiva AUR de a crește semnificativ. Și din punctul meu de vedere, uitându-mă pe absolut toate datele pe care le-am la dispoziție, am măsurat în ultimele 12 luni în profunzime, pe chestionare cu eșantioane foarte largi, acest subiect al naționalismului, al ascensiunii populismului și ultranaționalismului în România, AUR, și am mai spus-o în spațiul public, are un potențial de creștere care se duce până spre 30%. Însă acest potențial va fi clar limitat dacă acest partid va promova în spațiul public agresivitatea extremă, va promova violența. În momentul acela, din punctul meu de vedere, dincolo de micile câștiguri de pe termen scurt, de faptul că se răcoresc până la urmă cetățenii, poate cei mai mulți dintre ei frustrați pe bună dreptate în legătură cu costurile sociale ale vieții în cursul acestei ierni foarte complicate, dar dincolo de acest moment, marea majoritate a populației României nu susține, nu sprijină violența în spațiul public și cred că AUR va avea de suferit dacă va continua pe această linie. Bun, poate că nu o continuare a violenței fizice, dar o continuare a gesturilor, a violențelor de limbaj, a discursului, cum ziceați, naționalist, populist, am putea să vedem o creștere la capitolul ăsta, pentru că stau și mă gândesc că și coaliția asta formată la sfârșitul anului trecut între PSD și PNL a dezamăgit probabil pe foarte multă lume, care acum simte nevoia ca cineva, o a treia forță, să vină să dea o lecție trădătorilor, mai ales că ei nici n-au performat foarte bine în ultima vreme la guvernare, tot bat pasul pe loc.
Și atunci stau și mă gândesc dacă nu cumva o să vină genul ăsta de încurajare. Da, domne, luați-i de guler. Luați-i de guler uneori chiar la propriu, pentru că ne-au trădat, pentru că ne mint, pentru că nu fac nimic pentru noi. Sigur, creșterea AUR se va baza în principal pe o retorică și pe o retorică critică foarte agresivă, pe un mesaj antisistem foarte puternic, mai ales că celălalt partid antisistem a fost deja la guvernare și e greu cumva să revină, îi va fi dificil să revină în aceleași cadre, mă refer la USR. Prin urmare, sigur, pe de o parte creșterea AUR este legată și de faptul că în acest moment este practic cam singura umbrelă serioasă, platformă serioasă care reunește cumva toate curentele naționale preexistente în societatea românească. Nu e ca și cum ne-am trezit astăzi peste noapte că, eu știu, atitudini mai agresiv naționaliste, populiste nu au existat în România. Ele există de 30 de ani, au avut reprezentări politice foarte clare. Adesea au ajuns și în turul 2 la alegerile prezidențiale. Ne aducem aminte de PRM, Corneliu Vadim Tudor, PPDD-ul lui Dan Diaconescu. Apoi, aceste curente au fost cumva camuflate în partidele mari. PSD avea o astfel de falangă în timpul președinției domnului Dragnea. Erau lideri un pic mai destul de agresivi în manifestări și comportament. Chiar și PNL avea o linie de acest tip. În acest moment, toate aceste mesaje au fost cumva preluate și au intrat sub umbrela AUR și așa se explică până la un punct creșterea acestui partid. Mai departe, sigur că AUR poate să crească pe fondul unei guvernări, să spunem, ineficiente. Pe de o parte, a fost dezamăgirea legată de prăbușirea coaliției de centru-dreapta la doar 8 luni de la alegeri, ceea ce a fost un șoc veritabil pentru o mare parte a populației României, mai ales în plină pandemie, cu sute de morți pe zi. Ne aducem aminte de episoadele din septembrie-octombrie anul trecut, absolut alucinante pentru orice observator și pentru orice cetățean. Pe de altă parte, avem actuala coaliție, o coaliție de 70% în Parlament, care sigur că are foarte multe instrumente de a face bine în această țară și sper ca, dincolo de, după depășirea acestor dificultăți legate strict de prețurile la energie, să vedem decizii majore luate de această coaliție pe politici publice de interes, educație, sănătate, reformă constituțională, infrastructură, pentru că până la urmă nu mai există o problemă a sprijinului în Parlament. Dacă aceste două partide mari, PNL și PSD, vor continua așa hârjoana pe care o vedem în spațiul public, se mai ciupesc, se mai înțeapă, cred că ele nu vor face decât să transfere voturi în buzunarul AUR. De fiecare dată când un lider PNL sau un lider PSD aruncă cu fumigene peste gardul coaliției până la urmă, sau în interiorul gardului coaliției, n-ar trebui să existe un astfel de gard, de fiecare dată buzunarul electoral al AUR se mai umflă puțin. Mai multe despre hârjoana din coaliție, ceva mai târziu în emisiune, dar vreau să vă mai întreb, domnule Ștefureac, legat de profilul AUR și de două legături care s-au făcut până acum. Una cu diaspora, una cu biserica. Biserica, am văzut printr-un comunicat al purtătorului de cuvânt, spune amestecarea nătângă a religiei cu politica a făcut deja prea multe victime. Se dezice destul de clar Biserica Ortodoxă Română de vreo colaborare sau susținere a celor de la AUR. Există această legătură? Există această percepție și o să fie cumva demontată de reacția asta? Instituțional, între biserică și AUR, sunt convins că nu există. Cred că în Biserica Ortodoxă Română există foarte multă înțelepciune și tocmai aceste derapaje pe care le-am văzut în ultima perioadă și asocieri pe care le vedem în spațiul public, derapaje legate, eu știu, de mesaje favorabile emise de către reprezentanții AUR sau personaje publice asociate cu AUR, favorabile, să spunem, unor atitudini antisemite sau unor formațiuni politice extremiste din trecutul istoric al României. Aceste tipuri de asocieri nu pot fi tolerate, evident, de Biserica Ortodoxă Română. Cred că există foarte multă, totuși, înțelepciune în rândul bisericii și de aici vine această detașare. Biserica nu poate fi promotoarea
mai ales Biserica Ortodoxă Română, care, cel puțin în spațiul creștin-ortodox, este o biserică mai degrabă progresistă comparativ, să spunem, cu alte biserici. Mă gândesc la Biserica Ortodoxă Rusă, Sârbă și alte biserici din spațiul ortodox, prin urmare chiar o promotoare a ecumenismului. Deci din acest punct de vedere, Biserica Ortodoxă nu își poate permite o asemenea asociere cu violență politică, cu violență de limbaj, cu derapaje, să spunem, care pun sub semnul întrebării existența Holocaustului și a unor mari tragedii din istoria umanității. Din acest punct de vedere, da, e de salutat intervenția Bisericii Ortodoxe și de aici, sigur că vor exista poate probleme în ceea ce privește adeziunea la AUR. Spuneați de profilul acestui partid. Avem și noi date destul de detaliate. Spre surprinderea, poate și surpriza multora, AUR este votanții potențiali, pentru că noi nu știm dacă cei care declară acum în sondaje că simpatizează, ar vota cu AUR, își vor și exercita dreptul la vot. Și spun acest lucru dintr-un motiv foarte interesant, și anume faptul că cea mai mare parte a votanților AUR sunt tineri și avem o concentrare a votanților AUR pe cei foarte tineri. Bazinul 18-29 de ani formează o parte consistentă a electoratului AUR. Noi știm din experiența trecută democratică a României că acești votanți în general nu sunt acești, mă rog, cetățenii ai patriei noastre, nu sunt cei mai harnici votanți, adică se duc într-o proporție mai mică la vot decât media populației, decât vârstnicii, să spunem, sau persoanele mai active. Acesta va fi un test. Ne dorim și e de dorit pentru democrația românească ca tinerii să participe într-o măsură mai mare la vot, dar în acest moment tinerii de 18-29 de ani, să spunem, cu educație primară medie și cu venituri mici și foarte mici, deci oameni care cumva sunt loviți și de loviți economic, oameni la care beneficiile economiei de piață din prezent, al aderării la Uniunea Europeană, al creșterii economice, nu-i ating. Așa cum spuneam, avuția națională se distribuie profund inegal, nu doar în regiuni, dar și pe grupe de vârstă. Sunt tineri care nu lucrează, sunt tineri care poate încă n-au terminat școala sau au, repet, o educație mai degrabă medie. Tot acest public îngroașe rândurile AUR, acest public este pe rețelele sociale, pe TikTok, pe Facebook. Tocmai de asta, exact asta e nedumerirea mea, dacă acest public care totuși este expus, cum să spun, informației, este un public nou, modern în multe privințe, dacă mai face apel la el retorica asta populist-naționalistă pe care noi am mai auzit-o, știu eu, în urmă cu 30 de ani de pildă sau cu 25 de ani. Și asta mă duce și la diaspora, la fel, oameni care au deschidere, care au văzut cum se trăiește în Occident, care s-au putut realiza acolo dacă mai, știu eu, mai prinde la ei genul ăsta de retorică de tip prin noi înșine, noi aici cu râul, ramul și așa mai departe. Acest tip de mesaj are un impact chiar foarte puternic dintr-un motiv foarte clar. Acest mesaj are în spate un substrat economico-social foarte clar. Inclusiv în diaspora, oamenii din diaspora, până la urmă românească, din statele occidentale, nu, marea majoritate a lor nu fac parte din elitele statelor occidentale. Sunt cumva la o margine a societății. Veniturile lor, sigur, decente, chiar bune pentru standardele României, sunt venituri mici acolo. De asemenea, atitudinile uneori xenofobe cu care se confruntă românii generează frustrări. Faptul că sunt nevoiți să lucreze într-o altă țară și nu în țara lor, evident că și aceste lucruri alimentează frustrări. Ele sunt cumva și transmise pe canale sociale foarte directe pe familii, să spunem, familiile care au rămas în țară primesc aceste mesaje de frustrare. De asemenea, există frustrarea părinților legată de faptul că copiii au trebuit să plece, frustrarea tinerilor. Avem o întreagă generație totuși de
foști adolescenți care sunt, devin tineri activi ai României, ai căror părinți au fost nevoiți să lucreze în străinătate, prin urmare au pierdut afecțiunea, să spunem, părintească, și de ce au plecat? Și dacă vine o formațiune care îmbracă toate aceste frustrări într-un mesaj foarte radical, de care cumva este atacat atât, haideți să spunem, sistemic, modul în care au fost gestionate treburile publice în România, modul în care a fost guvernată țara, modul în care au fost valorificate resursele, modul în care a fost valorificată până și aderarea la Uniunea Europeană, pentru că, sigur, n-am atras suficiente fonduri, suntem de 15 ani membri în Uniunea Europeană și cu enorm de multe avantaje, dar aceste avantaje, în viziunea multor cetățeni, puteau fi și mai mari noi dacă noi eram, dacă eram mai eficienți, dacă întreaga noastră clasă politică reușea să valorifice mai bine oportunitatea aceasta istorică, uriașă, de a fi membri ai Uniunii Europene. Încă un lucru despre aur, domnule Remus Ștefureac, înainte să trecem la ce se întâmplă în USR+. Călin Georgescu, acest personaj cu care se tot defilează de ani buni și pe care acum, iată, o parte a aur vrea să-l facă președinte de onoare, cealaltă parte înțeleg că are niște ezitări. De ce această falie aparentă în jurul personajului, care adminteri, în afară de un discurs quasi legionar și de tot felul de lucruri, mă rog, de banalități enunțate așa pe un ton doct, nu reușește să impresioneze foarte mult? De care-i miza? Pentru mine, sincer vă spun, este un veritabil mister această preocupare a BAUR, repet, un partid aflat azi la 20%, cu cel puțin un lider, George Simion, care are o notorietate, are un nivel de încredere destul de ridicat deja, are o notorietate de peste 70%. De ce, Dumnezeu, te orientezi și vrei să aduci în partid un personaj care, în primul rând, nu are notorietate? Călin Georgescu are o notorietate de sub 40% în momentul de față. Îi va crește, inclusiv prin, în urma conversației pe care o avem noi despre el. Dar toată această creștere vine pe un fundal evident negativ. Nu știu ce poate să aducă în plus Călin Georgescu acestui partid. Mai degrabă, judecând inclusiv după sensul dezbaterii noastre, după sensul discuțiilor din ultimele zile, mai degrabă ar aduce deservicii acestui partid prin atașarea unor etichete care vor îndepărta, să spunem, îndepărtează biserica, dacă a fost vreodată, sigur, îndepărtează poate oameni care cred sincer, să spunem, într-un mesaj mai patriotic, mai național, dar în orice caz nu într-o apropiere de Rusia. Ei nu-l văd pe domnul Putin drept eroul care salvează umanitatea, așa cum pare să-l vadă domnul Călin Georgescu. Adică sunt niște mișcări pe care, sincer, nu le înțeleg, dar aici rămâne de văzut în ce măsură inteligența politică pe care Aura a demonstrat-o până acum va fi o constantă sau doar o excepție. Ce se întâmplă în USR+? Iată demisia lui Dacian Cioloș. De la ce s-au luat? Probabil că o să se întrebe foarte multă lume. Da, și aici e un subiect absolut, absolut straniu. Mă gândesc că în felul următor. Deci USR+ a avut un congres de unificare și de alegere a unui nou președinte. Chiar au făcut o figură interesantă după, repet, după dezastrul spargerii coaliției de centru-dreapta, în contextul în care PNL a avut un congres extrem de complicat, care le-a adus foarte multe deservicii de imagine, de susținere electorală. USR a părut că gestionează foarte elegant acea competiție. Mai mult decât atât, a fost o competiție în care președintele a fost ales de membrii de partid, adică el a câștigat cu jumătate plus 1, mă rog, din voturile exprimate, cu peste jumătate plus 1 din voturile exprimate, mandatul de președinte. Adică era cumva cel mai democratic ales președinte de partid din România, domnul Cioloș. Iată că după câteva luni ajungem la situația în care un for reprezentativ ales al partidului îl dă jos pe președinte, forțează cumva, pentru că a fost o demisie până la urmă, dar forțează o demisie. Acest lucru evident că provoacă dezamăgiri suplimentare electoratului USR care a mai rămas și de asemenea, cel puțin pe termen scurt, poate mediu, limitează orice capacitate și credibilitate în atragerea de
de noi votanți. Să explicăm foarte, foarte pe scurt ce s-a întâmplat acolo. Dacian Cioloș, practic, prin acel program de reformă care nu i-a fost acceptat și care a dus la demisia sa, propunea, de fapt, niște structuri sau regândirea unor structuri din partid care erau dominate, de fapt, de oamenii lui Dan Barna. Adică era un fel de, părea să fie un fel de falie între USR și Plus. Și un fel de coabitare, de fapt, între o singură persoană, președintele, cu rol mai mult decorativ, zicea Dacian Cioloș, și restul echipei, care avea toată decizia, dar cu care Dacian Cioloș probabil nu rezona. El a cerut o schimbare a proporțiilor, un alt mecanism de validare a persoanelor care să ajungă în eventuale funcții publice în cazul accesului la putere din nou și așa mai departe. Toată lumea a respins brutal proiectul, de aici demisia lui Dacian Cioloș. A fost o rană închisă asta, o falie între USR și Plus sau între USR și ministrul echipă din jurul lui Cioloș? Să ne amintim că succesul domnului Cioloș la alegerile interne din USR a fost o surpriză și cred că ar fi așa, eronat să spunem că ne-am fi așteptat ca domnul Cioloș să câștige, având în vedere... Erau supărați pe Barna. Erau poate supărați pe Barna, nu? Nu mai vreau pe Barna. Posibil și asta, posibil și asta, dar oricum, având în vedere și raportul din interiorul biroului lor executiv permanent, mai știu exact cum se cheamă, cu mai mulți reprezentanți ai, mă rog, postului USR decât reprezentanți Plus, dar cu un domn Cioloș care a venit pe turnantă și a furat cumva victoria în ultimul moment. Evident că, în realitate, ce ne arată acest episod nefericit pentru USR este că fuziunea nu a fost una organică, de fapt n-a avut loc. În continuare, în interiorul USR sunt două tabere distincte, foarte clar delimitate, cumva mult mai clar delimitate decât în cazul PNL, unde fuziunea dintre grupul vechiul grup PDL, vechiul PDL și PNL pare că totuși s-a realizat în acest moment. Sigur, așa, la nivelul analiștilor se mai vorbește că ăla a fost PDL-ist, că ăla a fost PNL-ist, dar această senzație nu mai atât de puternică, așa cum e în cazul USR Plus. E o provocare majoră pentru acest partid, această preluare interimară și probabil confirmată, care va fi confirmată de către domnul Drulă, cumva nu atât de vizibil asociat cu USR sau cu Plus, în sensul în care n-a fost președinte USR, n-a fost președinte Plus. Acest lucru ar putea fi un avantaj, să spunem, în a pansa unele răni. Este un personaj dinamic, să spunem, dar sigur, deocamdată necunoscut pentru români. Notorietatea sa nu este una foarte ridicată. Și rămâne de văzut în ce măsură va avea resursele, și când spun resurse, nu mă gândesc la bani, mă gândesc la resurse politice, resurse de credibilitate, resurse comunicaționale, pentru a revitaliza, să spunem, un mesaj și o conduită a AUR credibilă pentru un electorat ceva mai extins, da, decât cel 10-12% pe care i-au în prezent. Mai ales având în vedere și concurența AUR. Apropo de acest dinamism, stau și mă întreb dacă nu cumva pentru mare parte din susținătorii USR, dinamismul ăsta, chiar dacă duce la episoade de felul ăsta, e garanția că e ce trebuie. Adică toate fricțiunile, toate polarizările în jurul unei tabere sau altele au fost mereu explicate de liderii și susținătorii USR Plus ca fiind dovada că noi suntem altfel. Că noi, la noi e democrație maximă, că nu funcționăm după vechile logici de partid ale PNL sau PSD. E, acum, cât poți o duci în felul ăsta, totuși? Sau poți o duci, poate, și foarte aici mult? Poate fi pe jumătate adevărat. Acum avem impresia că în PNL totul e liniște totală și nu există concurență. Ba, concurența în PNL a fost acerbă și ne aducem aminte de ultimul congres, care a fost extrem de sângeros, ca să spun așa. Da, știți cum, vorba bancului în incintă. Adică la USR Plus era dincolo de incintă, era reverberația. La PNL, dacă vă duceți aminte, a fost în tribună direct, adică n-a mai fost, a fost chiar în văzul lumii fără perdea.
ne aducem aminte în etape anterioare, e adevărat, istorice și în interiorul PSD, dispute extrem de puternice, Ion Iliescu, Mircea Joană, Adrian Năstase, Victor Ponta, Mircea Joană, adică lucrurile au fost destul de intens disputate, domnul Ponta, domnul Dragnea. Nici acolo n-au fost neapărat calme și liniștite. Cred că democrația internă într-un partid e importantă. Faptul că un partid este viu, cum arată USR-ul, cred că este un lucru până la urmă important, atâta vreme cât această viață este extrasă din frământări sociale, din frământări care există în societate, pentru că rolul partidelor asta este să mute până la urmă preocupări ale societății în spațiul public, în mesaje mai coerente și în politici publice. Dar de la un punct încolo, dacă singura ta formulă de manifestare sunt tensiunile, concurența, democrația internă și nu reușești să ai și o disciplină, și o coerență, și o stabilitate, și o seriozitate, oamenii nu te vor percepe ca un vector, ca un actor în care își pot pune încrederea și de la care să se aștepte la transpunerea temerilor, așteptărilor, dorințelor lor în politici publice. Pentru că tu trebuie să devii un actor serios, să fii luat în serios de parteneri. Nu vei putea guverna. România este o țară, și asta o înțelege toată lumea, este o țară multipartid, este o țară în care fragmentarea politică este destul de mare. Este aproape imposibil ca un singur partid să câștige alegerile și să aibă majoritate absolută. Prin urmare, în general, se formează coaliții. Uitați și acum, avem o coaliție de 70%. Intrăm în istoria noastră, vom avea coaliții. Prin urmare, tu trebuie să fii perceput și ca un partid stabil și serios, care să fie luat în serios de parteneri și în același timp să ai capacitatea de a transpune așteptările alegătorilor tăi în politici publice coerente și clare. Altfel, până la urmă, care mai e sensul? Bun, stau și mă întreb. N-aveau cei de la USR Plus politicile astea în sertar? N-aveau comunicatori potriviți? Pare acum că episodul ăsta arată o proastă gestionare a plecării de la guvernare. Ați fost cât ați fost, în momentul în care ați plecat, ați început să vă sfâșiați între voi, ați sucombat sub presiunea crizelor de nervi și uite, se alege praful. Adică ce nădejde să putem avea că veți putea susține ca o opoziție care mai e și mâncată, iată, de aur, că veți putea susține o opoziție constantă, coerentă, cât o fi nevoie. Așa este și tocmai de aceea spuneam că pe termen scurt sunt ferm convins că USR, din păcate, va avea de suferit, va pierde câteva puncte de pe urma acestui scandal, acestor tensiuni. Rămâne de văzut însă pe termen mediu, în perspectiva alegerilor din 2024, în ce măsură USR se va așeza, va reuși să devină coerent, disciplinat, consistent și să, repet, să fie perceput de proprii alegători, de alți alegători, de celelalte formațiuni, drept o formațiune serioasă care, repet, poate să participe cu adevărat nu doar la atragerea, să spunem, unui electorat antisistem, nu doar prin manifestări, să spunem, neconvenționale, ci și prin abilitatea de a articula un mesaj credibil pentru societate, pentru parteneri politici, astfel încât USR să poată să revină la guvernare. Dacă doar vor rămâne în zona unui partid, să spunem, antisistem, excentric prin manifestările sale, nu cred că va reuși să convingă categorii largi de electorat. Apropo de guvernare, Remus Ștefureac, ne uităm și la ce se întâmplă în coaliția de guvernare. Înțepăturile sunt tot mai dese în legătură cu multe subiecte, cu creșterea pensiilor, cu renegocierea PNRR, cu felul în care s-a rezolvat sau nu criza facturilor la energie, măsurile anti-COVID-19 și așa mai departe. Au venit multe acuzații de o parte și de alta. Pare că s-au acutizat și aici lucrurile odată ce liderul PNL Florin Câțu a acuzat PSD-ul că plătește la propriu campanii în social media împotriva lui și a liberalilor și că ce fel de parteneriat poate fi ăsta. Să se hotărască dacă vor să fie cu noi în echipă sau dacă vor să stea în opoziție, zice Florin Câțu.
E din nou doar despre Florin Câțu aici și nemulțumirile unui lider mai degrabă tras pe margine? Sau pot fi nemulțumirile PNL în raport cu PSD în coaliție? Cred că acomodarea între cele două partide este un pic mai dificilă. E adevărat, la nivelul echipei guvernamentale nu am văzut, chiar nu am văzut în aceste două luni, să spunem, de când s-a format noul guvern, nu am văzut fricțiune. Adică între miniștri pare că există o colaborare foarte bună. Primul ministru în relație cu miniștrii PSD are, să spunem, se poziționează consonant, nu vedem tensiuni, nu vedem conflicte. La nivel politic însă, într-adevăr, mai apar aceste înțepături. Ele, sigur, pot veni și pe o linie de poziționare personală a domnului Câțu, însă cel puțin din ce am mai văzut așa transpirând din diverse ședințe și întâlniri, pare că există anumite nemulțumiri la nivelul PNL, care, sigur, trebuie să se acomodeze cu rolul de partid de aflat pe locul 2 în ponderea guvernamentală, chiar dacă deține poziția de prim-ministru, pentru că PSD este un partid mai mare, a obținut mai multe voturi, are mai multe mandate, prin urmare se manifestă în acest fel. Eu sper ca reprezentanții celor două partide să înțeleagă că într-o coaliție, de fiecare dată în spațiul public, vor avea mai multă vizibilitate și enorm de multă vizibilitate mesajele, să spunem, conflictuale. Oricâte lucruri bune ai face, oricâte politici publice utile societății ai promova, atunci când apare un singur mesaj contradictoriu, acesta va beneficia de mai multă vizibilitate, va fi preluat de către presă, rostogolit și va acoperi faptele bune pe care le poți face. Consecința politică ulterioară va fi că ambele partide riscă să piardă puncte și deocamdată, după formarea acestei coaliții, nu au crescut, din potrivă, fie au stagnat, fie au scăzut, iar transferul de voturi nu se va duce, nu se poate duce decât în două zone, deocamdată înspre AUR și poate înspre USR, dar nu în viitorul apropiat. Dar care fapte bune, Remus Sefureac? Pentru că astea două luni aproape de guvernare ne-au arătat că, în afară de a rezolva pompieristic criza facturilor la energie, cu multe lacune și cu multe scăpări pe care le vedem desfășurându-se sub ochii noștri zilele astea, cele două părți mai degrabă s-au acuzat de neîmplinirile legate de ce se întâmplă. Unii au acuzat pe ceilalți de povestea cu facturile, ceilalți au acuzat pe primii de povestea cu pandemia, nu se înțeleg cu pensiile, vor renegocierea PNRR, adică pare că e un permanent joc de cine e mai în opoziție la această guvernare de fapt. Bun, acum cel puțin încerc să fiu un pic tolerant în sensul în care pot să acord o perioadă de grație de 3 luni unei coaliții formate din două partide care nu se așteptau să guverneze împreună, PNL și PSD. Bun, dar au avut o ocazie, iertați-mă, au avut ocazia unor teste pe care să le fi trecut. Adică, sigur, e adevărat. Cum se spune, când primești lămâri, poți să faci limonadă. N-a fost fericită situația, dar puteai să faci ceva din ea, să întorci lucrurile. Acesta e și motivul pentru care spuneam că cele două partide nu par să se fie acomodat încă politic, cel puțin, dar haide să spunem că dincolo de presiunile crizei facturilor la energie, în fața acestei coaliții de 70% în Parlament se află o serie de decizii care pot avea un impact major asupra vieții românilor și pot schimba din punct de vedere strategic profilul țării și, evident, capacitatea țării de a genera, să spunem, mai multă bunăstare. Și vorbeam de energie. Iată, deja de prea mulți ani avem un subiect extrem de important care ține de majoritatea parlamentară care există în acest moment, celebrul zăcământ, să spunem, de gaze naturale din Marea Neagră, blocat de prea mulți ani. Dacă nu, acest zăcământ nu ar fi fost blocat, astăzi am fi avut primele exploatări de gaz natural și sigur că ar fi redus poate presiunea asupra noastră în ceea ce privește importurile de gaze, care și ele contribuie la creșterea prețului, costului facturii.
În acest sens, e o simplă decizie pe care majoritatea parlamentară trebuie să o ia, mai ales având în vedere că și, hai să spunem, acele rețineri mai naționaliste legate de faptul că gazul românesc va fi exploatat de străini și dus nu știu unde. Iată că deja e pe ultima sută de metri preluarea participației Exxon de către RomGaz. Poate că n-ar fi fost rău totuși să avem o mare companie americană care are o sondă în Marea Neagră, ar fi fost așa ca un fel de portavion economic acolo care ar fi garantat și securitatea țării, dar atâta s-a putut, din păcate. Avem o compania noastră națională de gaz, RomGaz, implicată în acest proiect. Avem OMV Petrom, unde statul român încă deține o participație importantă. Deci dacă luăm RomGaz și cu participația statului român în OMV Petrom, putem să spunem că statul român are chiar o majoritate, cel puțin în ceea ce privește beneficiile ulterioare ale acestei exploatări. Acesta e un subiect. Sunt alte subiecte legate de reformă constituțională, reformă administrativă. Dacă vrem să fim mai eficienți, dacă vrem să avem o distribuție mai echitabilă a beneficiilor aderării la Uniunea Europeană, trebuie să facem niște pași astfel încât să cheltuim mai eficient bani. Pare că s-au apucat de treabă? De fapt, atât vă mai întreb. Că asta era ideea. Pare că și-au suflecat mânecile? Văd că există discuții legate de, să spunem, retrasarea unor elemente din Planul Național de Reziliență. Nu știu în ce măsură vor putea face acest lucru. Eu sper, doar pot să sper că dincolo de faptul că dincolo de scandalul facturilor, nu prea se mai vede nimic. E greu să se mai vadă ceva în spațiul public. Sper că în momentul în care vom intra în primăvară să vedem niște rezultate concrete. Această coaliție are nevoie ca de aer să transmită în spațiul public faptul că a rezolvat niște dosare esențiale și este pe cale să închidă niște teme majore de interes public, de politică publică. Dacă nu va face acest lucru în această primăvară, cred că ambele partide riscă un derapaj și o tendință negativă în ceea ce privește susținerea populației. Politologul Remus Ștefureac, astăzi în Piața Victoriei la Europa FM. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru invitație. Pe curând! Numai bine! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.